și înmulțite se fac 6. 2 și 3. 2 și 2 egal cu 3. Nu că 2 plus 3 fac 5 și 2 ori 3 egal cu 6. Dar U1 și U2 sunt T-ul și V-ul. Dar pot să fie pe rând schimbate. Aici e toată chestia. Deci soluția, sistemul de mai sus are două soluții. Odată, T1 egal cu 2 și V1 egal cu 3 sau T2 egal cu 3 și V2 egal cu 2. Da? Observația asta foarte importantă. Sistemele simetrice admit soluții simetrice. Că se schimbă, nu? T cu V se schimbă locul. Dacă e numai pe prima, numai varianta 2 și 3, ai pierdut jumătate din soluții. Și acum ne întoarcem la soluție. Aveam așa. 2 la X egal cu 2 și 3 la Y egal cu 3 și aici înseamnă prima soluție 1-1. Deci X egal cu 1, Y egal cu 1. Și cealaltă 2 la X egal cu 3 și 3 la Y egal cu 2, care înseamnă X egal cu logaritm în baza 2, 2 din 3 și Y egal cu logaritm în baza 3 din 2. Deci X1, Y1 și X2, Y2. Astea sunt soluțiile. Deci, ceea ce am avut acolo, sistemul acela de rezolvat, astea sunt soluțiile. 1, 1 și logaritm baza 2 din 3 și logaritm baza 3 din 2. Ce vreau să spun în continuare, haideți să vedem o dată, dacă tu ai fi ajuns la sistemul ăsta corect și ai fi redus, așa cum ai zis, T-ul și V-ul, de fapt reduceai produsul, găseai pe T plus V egal cu, nu, găseai suma, practic, T plus V. Și ce făceai după aceea, dacă găsești pe T plus V? Înlocuiam pe T în funcție de V. Așa, și te duceai acolo și rezolvai și V la ecuație acolo. Însă nu sesizai simetria. Deci, practic, pierdeai jumătate din subiect. Că dădeai peste soluția peste asta sau peste cealaltă. Greșeala, știi, care era următoarea. Că acolo găseai Y1, Y2 sau... Că ai zis că pe T în funcție de V înlocuie, da? Și înlocuia acolo. Și aveai să găsești o ecuație grad 2. Ajungi la ecuație grad 2 în T. Da. Să spun. T1, 2. T1, 2 trebuia să le iei pe amândouă. Luând T1, 2. Cu T1 aveai un V1 și cu T2 un V2. Și dacă te gândeai așa, era bine. Dacă ai fi gândit numai T1 luat, fără să... Trebuia să dea două soluții. Deci să dea două soluții. De acord cu asta. Îți dădea două soluții, dar dacă tu, din grabă, n-ai fi luat ambele soluții în discuție, lucru care cred că nu se întâmpla să chestia asta, adică din cauza că ce motiv aveai tu să iei numai pe T1 și să nu ieși pe T2, nu? Cu T1 ai un V1, o echipă, și cu T2 un V2, adică exact la asta ajungi. Adică la soluția asta, T1. Și V1 și T2, V2. Deci așa mergea. Cu alte cuvinte, nu ai fi avut dificultăți. Doar dacă ți-aș fi dat următorul sistem. Hai să vedem un alt sistem. Cum rezolvi tu pe următorul? X plus Y plus Z egal cu 3. X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat egal cu 3. Și X la a treia, plus Y la a treia, plus Z la a treia, egal cu 3. Vezi, e tot un sistem de 3 cu 3. E un sistem simetric, nu? Că e pe X cu Y și cu Z între ele, le poți permuta și soluția este aceeași? Cu ajutorul matricii. Da, ar deveni
Stai o secundă. Gândești la determinant Van der Mond, acolo. Da, de tip Van der Mond. Da, nu ești în condiție cu coeficienții aici. Vezi că nu, să nu confunzi sistemul, da. Nu e un sistem liniar. Deci sistemul de aici nu e un sistem liniar. Coeficienții este un sistem neliniar. Ecuația asta e de gradul 2, asta e de gradul 3. Numai sistemele liniare se rezolvă prin determinanți, nu știu ce, nu știu cum. Și care diferența între sistem liniar și liniar? Acum, păi sistemul liniar înseamnă sistemul care e format numai din ecuații de gradul 1. Adică necunoscutele trebuie să fie numai de gradul 1. De ce este sistem liniar? Sistem liniar este, pleacă de la ideea că reprezentarea grafică a unei ecuații e a unei drepte. De aceea spunem sistem liniar, ecuație liniară. Spunem ecuația 2x plus 3y egal cu 5 este o ecuație liniară, fiindcă graficul său este o dreaptă. Ecuația dreptă este asta. Asta în plan, dar în spațiu cu 3 necunoscute, nu? Ecuația dreptă 2x plus 3y plus 4z egal cu 5 sau cât o fi egalul. Asta înseamnă ecuații liniare. Iar prin determinant se rezolvăm numai sisteme liniare, deci numai ecuația căror necunoscute sunt la puterea întâi. Da? Ori aici nu e așa ceva, nu am un sistem liniar, este un sistem ciudat. Sigur, este un sistem simetric. Putem recunoaște aici. Da? Da? Un sistem simetric. Chiar așa. Ce ai încercat să faci la sistemul ăsta? Care ar fi reacția ta? Dacă ar fi numai din două, dacă ar avea sistemul x plus y egal cu 2 și x pătrat plus y pătrat egal cu 2. Ăsta cum ai acționa? O scriem pe x pătrat plus y pătrat, o scriem ca x pătrat plus 2xy plus y pătrat minus 2xy. Așa. Deci, se zice că e un sistem simetric, da. Și ai organizat tot cu sumă și produs. Da. Sau ai avea șansa chiar direct să lucrezi. X egal cu, poți să-l scoți de aici, nu? X egal cu 2 minus y, că una e de gradul 1 și alta de gradul 2. Da? Deci te descurci, oricum te descurci asta. Dar aici parcă nu vine așa la îndemână. Și totuși trebuie să faci chestia asta. Trebuie să rezolvi. Între prima și a doua ecuație îl scriem. Deci ai sesizat că plecând de la prima, da. Ai putea să ajungi la a doua, deci la pătrat. Da. Dar mai apare acolo de două ori. 2xy, 2xz, 2yz. Și aceea... Eventual poți pune mâna pe chestia aceea, nu? Deci, dacă ar fi așa, înseamnă că ai putea zice x plus y plus z egal cu 3. Da. Apoi, ridicând o pasta la pătrat, ar fi x pătrat plus y pătrat plus z pătrat plus 2 x, 2 pe lângă x, y plus x, z plus y, z egal cu 9. Echivalentul a spune că în loc de x pătrat plus y pătrat plus z pătrat pui 3 și ai că 3 plus 2 pe lângă x, y plus x, z plus y, z egal cu 9. Ceea ce însemna că ai în momentul de față xy plus xz plus yz este egal cu 9 minus 3, 6, împărțit la 2, 3, nu? Egal cu 3. Acum visez, dacă ai mai avea și relația xyz egal cu nu știu cine, ai avea relația lui Viet. Suma de câte două și produsul celor trei, nu? Suma produsului de câte două și produsul celor trei. Și atunci, visez, vei putea construi ecuația t la a treia minus prima sumă s1 t pătrat plus s2 t minus s3 egal cu 0. Dar nu știi pe s3.
S3, asta nu știi. Însă, n-ai folosit ecuația asta. Predicam X plus Y plus Z la a treia. Totul la a treia. Da. Nu știi formula, dar muncești acolo. Ai și să spui la a doua, da, pe lângă o dată X plus Y plus Z. Uh-huh. Ca să o poți folosi pe asta. Și poate sper de acolo să se apare X ori Y ori Z produsul. Uh-huh. Și o dată cu asta totul merge. Însă, o idee care poate fi folosită mai interesant. Să scriem pe X la a treia ca 3 minus Y la a treia minus Y la a treia. Sau ce zice? Deci noi avem prima... asta nu știm noi, nu? Da. Asta nu știm. Cum era ecuația care, la care zicem noi, este T la a treia, da, minus S1T pătrat plus S2T plus, plus S3, sau minus S3. Minus S3 egal cu 0. Unde T1, T2 și T3 sunt rădăcinile X, Y și Z. Da? T1, T2, T3 sunt tocmai X, Y și Z-ul. Păi, ar însemna așa. Hai să scriem și noi, vine T la a treia minus S1, S1 este 3, 3 T pătrat, plus S2, 3 T, minus S3, care nu știi, egal cu 0. Însă, știi că T1 este X-ul, T2 este Y-ul și T3 este Z, adică soluțiile. Înseamnă că în loc de T putem pune X, dacă e soluție, trebuie să verifice. Deci vine cât aici? X minus... Nu, X la 3. A, X la 3 minus 3 X. Egal deodată, X la 3 egal cu 3 X pătrat minus 3 X plus S3. Plus S3, nu? Și tot așa, Y la 3 egal cu 3 Y pătrat minus 3 Y plus S3. Z la 3 egal cu 3Z pătrat minus 3Z plus S3. Paginile și le adunăm. Și vine X la 3 plus Y la 3 plus Z la 3 egal cu 3 pe lângă X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat minus 3 pe lângă X plus Y plus Z. Așa, X plus Y plus Z. Minus 3, plus 3. Plus 3 este 3. Și acum asta o știm. Da. Vine 3. Egal cu 3, 3 ori 3. 3 ori 3, 9. Plus, minus 9. Da, minus 9. Plus? 3 este 3. 3 este 3. Adică este 3 va fi egal cu 1. Și dacă S3 egal cu 1, înlocuim. Și vei avea repede, deși S3 e necunoscut. Păi îți dai seama ce muncă ți șergeam noi acum dacă ne-am fi dus pe varianta cealaltă. Asta e, de aici matematica e de o frumusețe rară, știi cum? Parcă vine să sare în sus de bucurie. Când găsești o idee de asta spectaculoasă, în sensul frumos, așa, ți încălzește inima. Uiți de oboseală. Poți fi cât de obosit. Și acum, totul este la lumina zilei, nu? Ai înlocuit cu unul, se vede și este un trinom, e binom la cub, da. E T minus 1 totul la a treia, nu? T minus 1 totul la a treia egal cu 0, adică T egal cu T1 egal cu T2 egal cu T3 și egal cu 1. T minus 1 totul la a treia egal cu 0, T1 egal cu T2 egal cu T3 egal cu 1. Adică X egal cu Y egal cu Z egal cu X egal cu Y egal cu Z și egal cu 1. Sistemul acela admite unică soluție 1, 1, 1. Dacă ai fi avut curiozitatea să te uiți pe lecțiile făcute din Statele Unite, când am fost în Statele Unite, în Redmond, ai fi găsit asta.
lecții făcute special pentru voi. Da, țineam aminte ceva că v-am zis la un moment dat să scoatem pe X la a treia, dar... Da, nu am mai făcut noi chestii de asta, că l-am făcut la relația lui Viet. Da? Uite, am să-ți modific acum cea de-a doua, a treia ecuații, X la a patra, Y la a patra, Z la a patra. Iar cu trei. Aceeași, primii două le păstrez. Da. Și ca să vezi comentariul și tot ce a făcut, caută pe lecții de la Redmond, sisteme acolo și vei găsi în lecțiile acelea. Merită văzute toate. Sunt extraordinar de frumoase. Nu spun în ce lecții, că nici nu știu unde în ce lecții, dar în grupul lecțiilor făcute de Redmond găsești și așa ceva. Am comentat chestia asta pe larg acolo. Am făcut o lecție întreagă cu sistemul ăsta plecând la el. Cursul mult două ore sau trei ore când am lucrat acolo. Hai să ne întoarcem la ale noastre. Că am plecat de la sistemul acela în T și V pentru că l-am văzut simetric, am făcut o recapturare a tipurilor de sisteme ca să fie foarte clar și acum sper că nu mai ai niciodată emoții când vei întâlni sistemele acestea, vei răspunde cu foarte multă ușurință. Te duci la subiectul 2, acela care mi-a spus că ți-a creat dificultăți, a fost mai dificil. Să vedem ce e cu el. De subiectul 2. Așa. Area mic. Fie funcția F definită pe R cu valori în R. Fie F. Definită pe el cu valoare în el. Având el de x egală cu exprimarea x plus m virgula. Dacă x mai mare egal decât 1 egal cu minus x pătrat plus 2x dacă x mai mic ca 1. Asta nu. Asta e funcția. A mică acum. Deci așa. Pentru m egal cu 0, deci dacă m egal cu 0, să vedem că funcția este inversabilă, se determină invers acestea. Să rezulte f inversabilă și să se determine f la minus 1. Cine este f la minus 1? Deci să arătăm că funcția este inversabilă și găsim inversă. Hai să vedem ce înseamnă funcții inversabile. Funcția bijectivă. Deci da, o funcție inversabilă și mai dacă bijectivă. Bijectivă înseamnă să fie surjectivă și injectivă. Deci ambele, și surjectivă și injectivă. Ce înseamnă surjectivitatea? O axă paralelă la OY, intersectează graficul. Nu, da, o paralelă dusă la axa. OY. Da. Intersectează graficul în cel mult un punct. Aici le amesteci, cel mult sau cel puțin, nu ți-e clar la care să spui asta. Cel mult, că la injectivă era cel puțin. La injectivă cel puțin. Și la surjectivă cel mult. Dacă e invers. Ce te faci dacă e invers? Așa țin. Ții minte chestia asta. Dar să știi că mintea, memoria uneori îți joacă feste. Se întâmplă chestia asta. Să văd și la case mai mari. Așa, dar hai să vedem încă o dată, să ne fie limpede ce înseamnă surjectivitate și injectivitate. Dacă metodă grafică vrei, plecând la definiție, da? Deci o funcție e definită pe A cu valori în B este injectivă dacă și numai dacă nu ne gândim la definiția cu graficul, ci pur și simplu la noțiunea de injectivitate. Printr-o funcție, am mai discutat chestia asta într-una din lecții, noi facem ce? Realizăm corespondență. Unor x pe care îi știm, li se punem corespondență după o rețetă. Da. Deci e corespondență și apar y. De fapt, a studia funcția înseamnă a vedea ce se întâmplă cu mulțimea y-urilor.
Deci tuturor x-ilor, da. Atenție, tuturor x-ilor din domeniu să le punem în corespondență. Nu-i voie să rămână vreun element care să ne aranjăm, să ne punem ceva în corespondență. De aia stabilim domeniul definiției, adică stabilim mulțimea x-ilor cărora li se poate pune corespondență, pentru care putem găsi imagini. Funcție este asta, nu? Uite. Așa, dacă ăsta e domeniu și ăsta e codomeniu, asta este funcție. Deci 1, 2, 3 și 4. Este că tuturor elementelor le-am pus ceva în corespondență. Însă această funcție nu este injectivă. Pentru că am două elemente distincte care au aceeași imagine. Deci injectivitatea cere, dacă astea sunt diferite, imaginele să fie diferite. Deci injectivitatea cere așa. 1 se corespundă 3 bunoare și lui 2 se corespundă 4. Nu acceptă ca să existe două elemente distincte cu aceeași imagine. Deci ce spune? Este injectivă și mai decât. Oricare ar fi, la oricare două ne-am oprit noi, X1 diferit de X2, la oricare două distincte, da, să rezulte imagini distincte. F de X1 diferit de F de X2. Deci la oricare două, nu că ți alegi tu două distincte și ai imagini distincte, gata, e injectivă. Nu. Ci măturând cu privirea la, și trecând peste toate elementele, la oricare două te-ai oprit, imagini să fie distincte. Așa ar fi definiția injectivă. Ce ar însemna că nu e? Deci asta este definiția injectivității. Da? Definiție. Ce ar însemna că o funcție nu este injectivă? Oricare fi X1 și X2. Nu oricare. Să existe două, să găsești tu două. Păi e important. Atenție! Logica matematică, și te invit acum că ai făcut noțiuni de logică, spune așa, P implică Q, nu? P implică Q cu cine este? P implică Q este echivalent, din punct de vedere al tabelei de adevăr, ca să zic, non-Q, deci non-Q implică non-P. Da? Non-Q implică non-P. Deci, P implică Q este același lucru cu non-Q implică non-P. Când faci tabela la una și la cealaltă, este aceeași treabă. Am dat definiția injectivității, da? O funcție injectivă, dacă și mai dacă, la orice două valori distincte, imaginea să fie distincte. Acum, nu este, vrei să spui, când n-ar fi injectivă. Înseamnă să negăm asta. A nega înseamnă să negăm toate chestia. Asta e definiția de aici, înseamnă aia, asta este. Este un P implică Q. Ăsta e P-ul și ăsta e Q. Negația nu-i, nu-i echivalența. Negația înseamnă X1 egal din cuantificatorul oricare trece și nu există. Există X1 egal cu X2. Găsești tu o pereche, două distincte. Există un X1 diferit de X2, pardon. Așa încât F de X1 să fie egal cu F de X2. Deci, care au aceeași imagine. Deci dacă ai găsit două, atunci nu este injectiv. Asta e ce definiție este? Definiția... Care e definiția asta? Non-injectivitatea, adică funcția nu este injectivă, da? F nu este injectivă. Da? F nu este injectivă. Dacă găsești două valori distincte cu aceeași imagine. Da? Ei, încă o dată ne întoarcem. La definiția
Injectivitate înseamnă așa, funcția injectivă, dacă la toate valorile distincte, imaginele sunt distincte. Fiindcă P implică Q este aceeași cu non-Q implică non-P, din definiția asta 1, iese și o definiție 2, care e echivalentă, definiția 2, echivalentă cu definiția 1, din logica matematică. Și spune așa, Q implică P, non-Q. Non-Q, adică asta nu. Ce înseamnă? F de X1 egal cu F de X2. Da? Să rezulte X1 egal cu X2. Deci din non-Q să rezulte non-P. Adică negația lui F de X1 diferit de X2 înseamnă F de X1 egal cu F de X2. Și negația lui X1 diferit de X2 înseamnă X1 egal cu X2. Cel mai des în aplicație folosim asta. Să rezulte unic, mai și mai adaug, unic. Adică sunt mai alte variante. Și acum să-ți dau un exemplu. Uite, funcția f de x egal cu x pătrat minus 4x plus 3. Este ea injectivă? Asta trebuie să ales conform definiției. Se lua oricare X1 diferit de X2. Să rezulte F de X1 diferit de F de X2. Nu este. F definită pe el cu valori linear. Să specific asta. Nu este, deoarece dacă îi dăm 0 și 1, așa, obținem tot 0, de două ori 0. Deci, dacă îi dai 0, obții 3, și dacă îi dai 1, nu știu dacă obții tot 3. Poate 1 și 4, ai vrut să spui. Uite, de ce? Când scoți pe x în factor comun, și ai x pe lângă x minus 4 plus 3. Și dacă le dai x valoarea 0 și 4, deci ai deodată lui 0 răspunde 3 și lui 4 tot 3. Ai două valori distincte cu aceeași imagine. Deci, ca să răspunzi, este suficient să găsești o pereche de două elemente distincte care să vezi aceeași imagine. Sigur că mă găsești perechi de astea multe. Rădăcini în sine, care au ca imagine pe 0. 1 și 3. Deci, lui 1 îi corespunde 0. Și lui 3, tot 0. Deci găsești perechi distincte care au aceeași imagine. Și găsești astfel de perechi câte vrei tu. Deci funcția nu este injectivă. Pentru că te duci pe definiția non-injecție. Dacă ai fi studiat altcumva, tu știi că funcția este o parabolă, graficul funcției este o parabolă, și în mintea ta acum a fost ideea aceea cu metodă grafică, că dacă duci o paralelă, tai graficul chiar în două. În două puncte. Adică, ce s-a întâmplat în modul cel mai clar? X pătrat minus 4x plus 3 trece pe la 1 și pe la cât am zis, pe la 3. Aici, așa. Vârful parabolei b pătrat 16, care este vârful? Minus b supra 2 aparcă, nu? Da. E 2. Minus 4 pe 2. 4 pe 2, 2. Deci x-ul e 2 și y-ul cât este? Y-ul înseamnă f de 2, 4 minus 8 și cu 3. 4 și cu 3, 7, minus 8, 1, minus 1, da? Minus 1. Așa arată graficul. Ei, paralela dusă la axa X-ilor, prin punctele codomeniului, prin Y din codomeniul, Y-ii sunt de data asta, iar paralela dusă, tai graficul pe aici, dacă duc până la minus 1, nu tai niciunde.
Iar de la minus 1 încolo, când duc paralela, în câte puncte taie? Înseamnă că pentru un Y fixat, cum e 0 la noi, în exemplu de aici, cum e 0, câte valori am? 2, fiindcă taie în două puncte. Pe la cât? Pe la 3, dacă duc paralela. Tot în 2. Da? Pe la 3, dacă duc, chiar și taie în 2. Este funcția asta surjectivă? Pardon, este injectivă? Nu. Nu. Deci injectivitatea spune paralel să taie graficul în cel mult. În cel mult unul. Și tu ai spus în cel puțin. Vezi? De aceea ți-am spus, memoria îți joacă feste. Și ca să ai clar în minte, acum ține minte de la parabolă, ține minte discuția purtată de noi și acum să spunem așa. Funcția asta, definită pe R cu valori în R, nu este injectivă. Asta care tot dăm, spătrea minus 4x plus 3, da? Nu este injectivă, deoarece paralela dusă la axa OX, da? La axa X-ilor, pentru Y la minus 1 încolo, nu? Dusă prin codomeniu, nu se înțelegi, prin Y, la minus 1 încolo, tai graficul în două puncte. Iar injectivitatea spune să tai cel mult într-unul. Bun, oară, pentru Y și de aici, ești mulțumiți? Ba da. Că nu tai niciunul. Deci pentru Y de la minus infinit până la minus 1, treaba e bună. Dacă nu taie mai mult de 1. Să nu taie în 2 sau mai multe. Deci, chiar notează, pentru Y de la minus infinit la minus 1, funcția este paralela dusă pe aici, taie graficul în cel mult 1. Nu taie niciunul. Deci nu taie niciun punct și este bine. Se complică lucrurile pentru Y de la minus 1 încolo, da? Ți-e limpede. Deci, și e suficient să găsești un singur Y prin care duci paralela și stai în două sau mai multe, minim, s-a tăiat în două, s-a terminat cu injectivitatea. S-a terminat pe loc. Surjectivitatea. Într-un limbaj mai puțin matematic, înseamnă așa. Toți Y-ii să fie ocupați. Deci subiectivitatea, echivalent, va spune, toți Y-ii ocupați. Toți Y-ii fericiți. Da? Toți Y-ii să fie fericiți. Altfel spus. Întregând noi un Y din codomeniu, oprindu-ne la un Y, tu ai vreun X, există vreun X pentru care tu să fii imagine? Da, poți fi doi, foarte bine, chiar mai mulți sunt. Dar dacă pentru unul nu găsim X, cum ar fi pentru acești Y care vin la minus infinit până la minus 1, când tu pe acolo nu tai graficul niciun punct, deci nu e Y aceștia. Sunt toți triști. Pentru că pentru ei nu se găsește niciun X. Da? Deci, Y ceea ce nu sunt imaginea unor X. Deci funcția nu este injectivă. Pardon, nu este subjectivă. Funcția nu este subjectivă. Deci când ar fi funcția să dăm definiția limbajul ăsta că Y și fericiți nu prea pot să încercăm să traducem asta. Deci, subjectivitate. F definită pe A cu valori în B, surjectivă, dacă și numai dacă, întrebând noi toți Y-ii, adică la oricare Y din B, din codomeniu ne oprim, să rezulte imediat, pentru Y respectiv, că există, descoperim, există cel puțin un X din A, așa încât
Y-ul al căciora să fie imaginea, adică Y să fie egal cu f de X. Y-ul să fie imaginea lui X-ului respectiv. La orice Y ne-am oprit. Când n-ar mai fi, când o funcție nu este injectivă, surjectivă. Non-surjecție. Non-surjecție. Deci nu este subjectivă. Dacă ne dăm pe asta. Dacă și mai dacă. Nu există Y. Deci, dacă și mai dacă. Există un Y supărat. Da. Deci există un Y 0 din B. Ai descoperit tu, nu singur, dacă ai descoperit din B. Așa încât, întrebând toți X și la orice X ne-am oprit din A, vezi cuantificatorul oricare trece în există, da. Și cel oricare există trece în oricare. Așa că de la orice la orice X din A, întrebând pe toți, Y cu acela Y0 să fie diferit direct de X. Deci Y0 să nu fie imagine nici a unui, să nu se găsească niciun X încât să fie el imagine. Da? Asta ar fi non-surjecție. O funcție nu este subjectivă. Cum ar fi aici? Pentru Y fixat de aici, minus 2. Întrebând toți X și din domeniu, în cazul nostru el, niciunul nu spune că ar fi imagine, nu? Niciunul nu constituie imagine pentru Y0 acela. Sau Y0 acela nu este imaginea niciunui X. Corect, așa. Acum că ai înțeles, metoda grafică ar fi așa. Nu? Paralela adusă, o funcție este surjectivă, dacă paralela dusă prin punctele codomenului, paralela dusă prin punctele, la axa X-ilor, taie graficul funcției în cel puțin un punct, sigur că da. Cel puțin un punct. Poți sta în două și așa mai parte. Cel puțin un punct. Adică măcar o dată. Asta înseamnă subjectivitate. Și bijectivitatea, ca să fie și subjectivă și injectivă? Trebuie să tai într-un punct și numai unic. Unul. Da. Într-un punct unic, da. Deci o F e bijectivă. Fiindcă vorbim de metoda grafică, dacă paralela adusă lasa X-ilor, prin punctele codomeniului, taie graficul într-un punct și numai unul. Prin toate punctele codomeniului. Da? Deci, prin punctele codomeniului, toate. Stai graficul într-un punct și numai unul. Pentru M egal cu 0, să găsim funcția F arată așa. F de X egal cu cât? Cu X, dacă X mai mare egal decât 1. Și egal cu minus x pătrat plus 2x, dacă x mai mic ca 1. Așa arată funcția. Reprezentăm grafic rapid. Deci este ușor de făcut acest lucru. Pentru x la 1, când x-ul egal cu 1, y cu 1. X-ul 1, y cu 1. E prima bisectoare, nu? Că y egal cu x, prima bisectoare. Deci graficul așa arată. Inclusiv cu punctul, că este mai mare egal decât 1, se ia și punctul de, de 1, 1. Deci este așa să seme dreaptă. Și minus x pătrat plus 2x are graficul său o parabolă. Care ar fi, cum ar arăta? Vârful parabolei este când x-ul e 1, cât ar veni? Minus 1 plus 2 face 1, chiar punctul ăsta ar fi. Noi să trasăm parabola în totalitate și până secționăm din parabolă până în 1. Deci vârful parabolei este maxim sau minim admite asta? Maxim. Maxim, că coeficientul e mai mic ca 0. Vârful este minus b supra 2a, deci vine minus 2 supra minus 2 face 1. Nu? Deci chiar aici este vârful. Și taie axa X-ul prin 0 și 2,
0 și 2, cam așa arată. Uite. Nu mai, am schițat-o rapid, rămâne ca tu să mai dai niște puncte. Dar trece prin punctul de 0-0, da? Și ștergem ramura asta. Că nu mai e până în 1. Și atunci asta e parabola. Asta e graficul. Deci graficul se compune din semidreapta, de aici, și se face juncțiune aici. Vezi? Se lipesc cele două grafici. Chiar aici arașe vârful. Și atunci așa arată graficul. Paralel adusă la axa X-ul, prin punctele, prin toate punctele codomenului, taie graficul într-unul și numai unul. Deci funcția este, bijectivă este inversabilă. Conform definiției grafice, da? Și să găsim inversa. Păi, ca să găsim inversa, am să plec de la un exemplu și până să vedem. Când plecăm de f de x egal cu a, vedem așa, f de x egal cu x plus 3 supra 5x plus 1, să spunem că am această funcție și m-am asigurat că este bijectivă, tot a sfârșit acolo. Ca să găsesc inversa, scot pe x funcții de y, că în corespondența noastră lui x îi corespunde y. Da? Da. Și acum am scoat pe y ca o expresie în x. Și zic y egal cu x plus 3 supra 5x plus 1. Rezultă pe y în rezultă că, nu știu dacă poți deodată, dar s-a dus și la același numitor. Nu se vine acolo 5xy plus y egal cu x plus 3. Și vine x pe lângă 5y minus 1 egal cu 3 minus y, nu? Și x-ul va fi egal cu 3 minus y totul supra 5y minus 1. Deci, dacă funcția asta f e definită pe cât pe r mai puțin, funcția directă, pe r mai puțin minus 1 pe 5, minus mulțimea formată în elementul minus 1 pe 5, cu valori în r și mai puțin 1 pe 5, că văd că a apărut 5y minus 1 la inversă, adică minus 1 pe 5, când se văd surjectivitatea, iată expresia lui y, x este 5y minus 1, vezi la numitor. Și deci y e diferit de 1 pe 5. Minus 1 pe 5. Asta este funcția bijectivă. Și bijectivă, bine, surjectivă și injectivă. Și inversa arată așa. Atunci, f la minus 1, f la minus 1 de y, dar nu în mod normal, fiind de același sistem, de f la minus 1 de x egal cu 3 minus x supra 5x minus 1, virgulă, f definită, f la minus 1 definită pe ce era codomeniu devine domeniu, deci iar mai puțin valoarea 1 pe 5, cu valori în iar mai puțin un minus 1 pe 5. Ai înțeles ce s-a întâmplat, da? Deci din relația, din relația aceea de corespondență, acum scoatem pe x funcții de y. Bun. În cazul nostru, avem două exprimări. Da? Deci avem două exprimări. O dată exprimare este pentru x mai mare egal decât 1. Deci aș avea un f de x definită f de x egal cu x, virgulă, când x aparține f1, hai să înțelegi și mai bine. F1 fiind definită pe 1 închis plus infinit cu valori tot în 1 închis plus infinit. Da? Deci, prima funcție, f1, cu varianta asta egal cu x, când x mai mare egal decât 1, deci cu x mai mare decât 1, y și tot de-aia în zona asta sunt. Și am spus foarte bine, f1 devine așa. Inversa, f1 la minus 1, va fi egal tot cu x, că
y egal cu x, tot cu x, f1 la minus 1, definită pe, schimbă domeniul cu codomeniul, definită, de data asta îi rămâne așa, 1 plus infinit, cu valori în 1 plus infinit. F2 de x, cea de-a doua expresie, este minus x pătrat plus 2x, virgulă, când x aparține, da, f2 definită pe minus infinit, minus infinit, 1 deschis, cu valori, minus infinit, cu valori, de la minus infinit până la 1. Nu? Cu valori de la minus infinit până la 1 tot deschis. Facem aici y egal cu minus x pătrat plus 2x și scoatem pe x funcții de y din relația asta. Și voi avea x pătrat minus 2x x pătrat minus 2x plus y egal cu 0 și o să x1, 2 egal cu iau pe jumătate 1 plus minus radical din 1 minus AC minus Y totul supra 2, supra A. Deci o să am o dată X1 egal cu 1 plus radical din 1 minus Y și X2 egal cu 1 minus radical din 1 minus Y. Întrebarea, care din aceste două expresii să le luăm noi ca lege? Dacă observi y-ii care apar imagine, aici le găsim, înseamnă și valori negative. Dacă înseamnă și valori negative, păi 1 plus radical nu-mi convine. Deci asta îmi convine, da? Aici obțin și y negativ. Și atunci eu spun că f2 la minus 1 f2 la minus 1 de x este egal cu 1 minus radical din 1 minus x. F2 la minus 1 fiind definită pe minus infinit 1 deschis cu valori în minus infinit 1. Deci minus infinit 1, minus infinit 1. Da? Deci s-a întâmplat datorită simetriei perfecte, schimbând domeniul cu domeniul să nu apară nimic deosebit. Și atunci autorul ne-a cerut să găsim invers, să arătăm că inversabil. Și am arătat că inversabil și să găsim pe f de la minus 1. Și spune f la minus 1, că f la minus 1 e compusă din două variante, da? Din f1 și f2. F la minus 1 x egal cu egal odată cu x virgulă pentru x de unde? De la 1 plus infinit, adică x mai mare egal decât 1 și egal cu cea de-a doua 1 minus radical de odată din 1 minus x, da, în x mai mic ca 1, în x mai mic ca 1 și totul este clar, nu? Deci am rezolvat am arătat că funcția este inversabilă și am găsit și expresia inversă. Dragilor, și tu, Cipriane, vezi, am folosit acest prilej pentru a trece încă o dată în revistă noțiunea de subjectivitate, injectivitate, bijectivitate. Sper că ție și tuturor celor care ne urmăresc le fie foarte clar în clipa asta. Deci, subjectivitate, atenție cu domeniul ocupat, toți grecii fericiți, adică paralela, dacă vrei, pe acolo să tai cel puțin într-un punct ca să fii fericiți, nu? Iar injectivitatea spune cel mult unul. Bijectivitatea într-unul și mai unul. Pe oriunde îi duce prin punctele codomenului, să taie graficul într-un punct și numai unul, da? Asta a fost punctul pe care l-am avut în discuție. S-a cam întunecat, mi se pare mie, așa? Să încercăm să folosim. Ia, vă faci și folosește tu.
ca să avem lumină, așa. Ținem la calitatea înregistrării pentru că contează foarte mult când vizionăm acolo filmul să fie cât mai clar. Ei, acum, ce mai era acolo? Am scris funcția. Aveam făcut punctul A, parcă, nu? Da, să se rezolve ecuația 4 pe lângă f de x minus f la minus 1 de x egal cu 7 minus 1 de x. F de x este egal cu acolo, da? X plus m și egal cu minus x pătrat, parcă plus 2x, când x mai mic strig decât 1. Pentru m egal cu 0 să se arate că funcția este inversabilă și se determină invers acestea. Acum, f la minus 1 de x, f la minus 1 de x, este egal cu acoladă. Cum vine acolo? X plus m sau cum vine acum? Y egal cu x plus m. Da. Și acum ar fi, l-am scos pe y, egal cu x minus m. Deci egal cu x minus m. Da, dar e discuție cu m-ul ăsta, mă. Că prezența lui m mă mișcă și nu știu dacă mai este funcția m. M-ul trebuie să fie 0. În contextul ăsta. Dar nu știu unde se mai leagă m. N-am voie. Uite, Ciprian, la grafic acolo, când nu se întâmplă să fie o opțiune, dacă e mușa de contribuții, mă duc mai sus sau mai jos. Nu mai este în întâlnirea. Uh-huh. Știi? Și mi se modifică acolo. Și urmează o discuție după M. Și numai pentru M egal cu 0 funcție obiectivă. Dacă ar fi vrut autorul să facă o treabă deșteaptă, ar fi fost așa, să se discute după M inversabilitatea funcției. Ar fi fost tare chestia. Deci să se discute după M inversabilitatea funcției, adică obliga juncțiunea între grafice să fie numai în punctul 1, pentru că a doua, hai să înțelegem așa. Da, dar dacă el totuși păstrează aceeași linia lui Y, chiar dacă nu se lipește graficul. Păi trec pe acolo, uite, fii atent aici. Aici așa a fost, nu? Da. Aici amintești? Da. Așa a fost. 1, 1, da? Da. Și de aici încolo m-am dus cu prima... Da. Așa. Ce înseamnă că am y egal pe x plus m? Când x-ul e 1, 1 și plus m, dacă nu e pozitiv, nu mai pleacă de aici. Pentru 1, pleacă de la 1 plus m, un pic mai sus, da? Și așa arată, paralel cu asta, da? Și apare o zonă a y-lor, prin care duc eu paralelă și nu tai grafic în niciun punct. Și dacă nu tai în niciun punct, înseamnă că funcția y ăștia sunt supărați și nu mai este funcția surjetivă. Da? Dacă m-ul e negativ, înseamnă că pleacă mai de jos. Și dacă pleacă mai de jos, pe aici când duc eu în zona asta, tai în câte puncte? În două. În două. Și funcția nu este injectivă în condițiile astea. Deci, autorul, dacă ar fi vrut să facă o chestie tare, ar fi spus așa, să se discute după el bijectivitatea funcției. Sau ar fi spus inversabilitatea funcției. Și doar pentru m egal cu 0. Cred că în mintea autorului a luat de undeva ieșițiu și primul punct care însemna discuția după m a fost anulat, adică nu l-a mai luat în seamă și a zis doar pentru m egal cu 0 de aici încolo să discutăm. Așa, așa are rost să vorbim de inversă. Dacă m dispare, dacă prezent m pozitiv sau negativ, strică tot jocul. Da? Deci, fără m aici. Deci noi discutăm fără m. Că m egal cu 0, da? Am lămurit foarte clar chestia asta. Și egal cu x, dacă x mai mare egal decât 1, și ce egal cu partea asta la altă era egal cu 1 minus radical din 1 minus x parte, nu? Ați amintești tu că scrie acolo x. Pentru x mai mic ca 1. Aici era x mai mare egal ca 1. Și aici x mai mic ca 1. Nu, dar și sus.
am amețit un pic lucrurile. Deci x mai mare și x mai mic ca 1. Așa. Aici mai mare egal decât 1 și mai mic ca 1. Corect. Deci am și pe funcția f de x și am și pe f la minus 1. Și fără m am lămurit, deci. Să se rezolve ecuația 4 pe lângă f de x minus f la minus 1 de x egal cu 7 minus 7x. Păi hai să vedem. Vine 4 pe lângă f de x. Dar sunt două variante discutate aici, nu? Deci odată mergem în varianta că x mai mare egal decât 1 și vine 4 pe lângă x minus f la minus 1 de x, adică cine este? Tot x, da? X egal cu 7 minus 7x. X egal cu 1. Și cum nu e x mai mare egal decât 1, e bine, nu? X nu egal cu 1, soluție. Soluția ecuației. Că suntem și cu 1, inclusiv 1. Mm-hmm. Pentru x strig mai mic ca 1, avem 4, f de x-ul este cât? Minus x pătrat plus 2x minus f la minus 1 asta, adică minus 1 plus radical din 1 minus x egal cu 7 minus 7x. Echivalent cu 4 pe lângă, păi ce să fac altceva? Decât să... Dar și să-ți dau o chestie aici. Aici aș avea un x minus 1 la pătrat, minus pe lângă x minus 1 la pătrat. Adică radical mai întâi. Radical din 1 minus x minus x minus 1 la pătrat. E bine? Deci radicalul minus, am scos pe minus în factorul nostru, x minus 1 la pătrat egal cu 7 pe lângă 1 minus x. Așa. Ori x minus 1 la pătrat, ori 1 minus x, tot una este, nu? Da. Deci aș putea să fac așa. Tot atât de bine m-aș duce pe ecuație rațională și să ridic la pătrat, să vedem ce mese. Adică să duc tot un membru celălalt și ar fi așa. 4 radical din 1 minus x egal cu 4 pe lângă x minus 1 la pătrat plus 7 pe lângă 1 minus x. Echivalent cu 4 pe lângă radical din 1 minus x egal cu 4 pe lângă 1 minus x la pătrat, ori x minus 1, ori 1 minus x la pătrat fiind de mare importanță, plus 7 pe lângă 1 minus x. Și aș putea scoate un 1 minus x în factor comun și ar fi 4 radical din 1 minus x egal cu 4 pe lângă 1 minus x pe lângă... Nu 4. 4 rămâne. Deci 4 rămâne în interior pe lângă 1, 4 minus 4x. E bine? 4 minus 4x. Și plus 7. Echivalent cu a spune că 4 radical din 1 minus x egal cu radical din 1 minus x totul la pătrat. Poți să faci cu radical că x-ul e mai mic ca 1 și deci are rost chestia asta. Să pun sub radical. Pe lângă minus 4x plus 11, da? Minus 4x plus 11. Poți simplifica prin
un radical din 1 minus x. Deci împart prin radical din 1 minus x. Și vine că 4 egal cu radical din 1 minus x. Minus 4. Pe lângă minus 4 x plus 11. Și împărțim prin radical. Adică la pătrat acum. Adică la pătrat ambii membri și ce să fac altceva cel mai rapid. Și atunci la pătrat ce vine 16 este egal cu 1 minus x pe lângă 16x pătrat minus 88x minus 88x, da. Și plus 121, da? Și voi avea o ecuație de gradul 3 de rezolvat în x. Mai revedem o dată, dacă nu cumva am strecurat vreo greșeală, da? Că aș fi vrut să nu mă duc la ecuație de gradul 3, aș fi vrut să vă ajung cineva la ecuație de gradul 2 pe simplificare aceea. Deci, suntem cu x și mai mici decât 1. 4 e pe lângă f de x minus f la minus 1 de x. Sper că am copiat bine. 4 pe lângă f de x minus f la minus 1 de x egal 7 minus 7x, da? Și vine minus x pătrat plus 2x minus 1 plus radical. Minus 1 plus radical egal 7 minus 7x. Aici am văzut că minus x pătrat plus 2x minus 1 pot să scot minus în factor și binomul la pătrat. Minus pe lângă x minus 1 la pătrat. 7 pe lângă 1 minus x. Duc în partea cealaltă. 4 radical egal cu 4 pe lângă x minus 1 la pătrat plus 7 pe lângă 1 minus x. Ori 1 minus x, ori x minus 1 e tot același lucru fiind la pătrat, scot pe 1 minus x în factor comun. Și vine 4 radical egal cu 4. 4 minus 4x plus 7. Da? Adică 4 radical egal cu, bag pe ăsta sub radical la pătrat, minus 4x plus 11. Simplific pentru radical a fost rostul, ăsta a fost rostul ca să pot să simplific. Și vine 4 egal cu radical din 1 minus x pe lângă minus 4x plus 11. De acum, rezolvarea în sine înseamnă să ridic la pătrat, ca zis, 4 radical. 16 egal cu 1 minus x pe lângă 16x pătrat minus 88x plus 121. Pare că să nu fie nicio greșeală, să sperăm că merge ecuația aceea de grad la care ajungem. Și zicem, 16x pătrat, 16x pătrat, minus 88x, plus 121, minus 16x la 3, plus 88x pătrat, minus 121x, este egal cu 16. Ce aici ar însemna? Minus 16x la 3. Minus 16x la 3. În x pătrat, 16x pătrat și 88 face 104 plus 104x pătrat minus 88x. Minus 121 face... 209. Deci vine 209x, da? Minus 209x. Minus 16. 121 și minus 16. 105. 105. Minus, plus 105, da? Egal cu 0. Avem de rezolvat ecuația asta. Mulțim cu minus 1 și vine 16. X la a treia, minus 104x pătrat, plus 209, minus 105, egal cu 0. Găsim prin schema lui Horner să încercăm. X de la minus infinit la plus infinit,
nu, minus e timpul sinus, secundă. Punem divizorii, da? Care sunt divizorii? 16, minus 104, 209 și minus 105. Rădăcinile întregi se găsesc printre divizorii termenului liber. 105, care s-ar fi divizorul 105? 105, prin 5, 21, 3, 7 și 7. Deci, putem încerca divizorul termenului liber plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 7, plus minus 15. Da? Avem destui de aici. Plus minus 15, plus minus 21, plus minus 35, nu? Da. Și plus minus 105. Printre divizorii acestea se găsesc rădăcinile întregi. Rădăcinile fracționare se găsesc printre toate fracțiile care se fac cu divizorii termenului liber, supra-divizorii coeficientului grad cel mai înalt. Deci, divizorii termenului liber, supra-divizorii coeficientului de grad cel mai înalt, al 16. Deci, fracții. Aici întregi, da? Asta, toate acestea pot, au șanse să fie. Nu toate au șanse. Dacă sunt rădăcini întregi, numai printre numele acestea. Rădăcini fracționare. Înseamnă divizorii lui asta, pe care îi avem aici, supra pe rând toate, toți divizorii lui 16. Deci, plus minus 1 pe 2, plus minus 3 pe 2, am luat pe 2 ca divizor, plus minus 5 pe 2, plus minus 7 pe 2, așa mai departe, plus minus 105 pe 2. Plus minus, iau acum următorul divizor al 16. 4. Da? Da. Plus minus 1 pe 4. 1 pe 4. Plus minus 3 pe 4. Plus minus 5 pe 4 și mai departe până la plus minus 105 pe 4. Da? Alți divizori. 8. Și până 16. Sunt acolo o sumedenie. După ce încercăm și zicem nu merg niciunul, că dacă undeva întâlnim o rădăcină întreagă sau fracționare și au mers, mi-a rămas o ecuație gradul 2 acolo. Și acolo m-am dus liniștit. Dar aici treabă. Nu pot să merg mai departe până când nu testez toți. Pe toate acestea. N-am voie să spun că încerc numai pe 3 sau numai pe 5 și spun nu are rădăcini întregi. Și după aia facem EFT de... Deci noi... De rădăcina egal cu 0. Nu, păi ce am avut noi acolo? Am avut... Nu, trebuie să găsim X și să rezolvăm ecuația. Și X și aceea trebuie să fie mai mici ca 1. Deci noi căutăm în ecuația aceea 4 pe lângă F de X plus minus F la minus... Păi da, dar după ce găsim o posibilă rădăcină... Da, aceste ecuații gradul 3. Facem F de rădăcina respectivă egal cu 0. Dar de ce să mai facem F de rădăcina ce e egal cu 0? De ca să găsim și alte soluții. Stai o secundă. În ce ecuația a fost? A fost așa. Ecuația pe care am avut-o de rezolvat a fost următoarea. 4 f de x minus f la minus 1 de x egal cu 7 minus 7x. Poate așa a fost, da? Pur și simplu. Am locuit pe f de x cu minus x pătrat plus 2x. Și pe f la minus 1 de x, 1 minus radical de 1 minus x. Și rezolvăm ecuația, acum noi am părăsit. E o ecuație în x. Dar ce x? Mai mic ca 0. Deci nu mai mic ca 1.
Dacă în urma rezolvării ecuației și astea, o să avem și valori mai mari ca 1, nu are 3, nu are ce căuta, 5. Noi am zis că rădăcine 3 sunt, plus minus 3, 5, 7, dar n-au ce căuta 3. Minus 3 da, minus 5 da, minus 105 da. Deci de acum se selectăm din mulțimea tuturor rădăcinilor pe care putem să le găsim, mergând după teorie, divizorii termen liber, așa, doar pe acele care sunt mai mici decât 1. Da? Tu, de ce te gândești să mă întorc la FDX? Hai să văd. Nu, dar la FTX, cum ar veni, dacă privim FTX, polinom mă refer. Dacă care polinom? Hai să la X. 16X la 3 a minus. A, dar acela, ecuația polinomială. Noi am avut ecuația polinomială. Și nu avem ce să ne întoarcem, doar egal cu 0 va fi. Nu a fost egal acolo cu 7 minus 7X, acolo ecuația? Bine. Deci noi nu mai avem nicio treabă cu... Ne gândim numai la ecuație. Păi, din ecuația asta polinomială nu scoatem 3, are 3 rădăcini. 3 rădăcini, sigur că da. Păi, și eu de asta ori, poți să nu aibă nicio rădăcină reală. Da, sau...